Domnul Domnișoarelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Plus, o emisiune care în prima ei parte își propune să vă invite în lumea handbalului și cea a fotbalului, pentru că, după cum bine știți, în urmă cu câteva zile, pe stadionul comunal din Recea, a avut loc un meci din Cupa României între ACS Comuna Recea și Universitatea Cluj, încheiat cu victoria studenților Clujeni 3 la 1. Autorul singurului gol reușit de formația lui Romica Buia a fost cel al lui Viorel Chin de minutul 20, dar haideți să vedem trei dintre interviurile realizate la finalul acestei partide cu Adrian Falub, antrenorul echipei Universitatea Cluj, Romulus Buia, tehnicianul ACS Fotbal Comuna Recea și Ioan Ovidiu Sabău, președintele studenților Clujeni. Adrian Falub, o victorie grea astăzi aici la Recea, o victorie care vă trimite cu un posibil adversar de primă ligă. Nu neapărat foarte grea, cred că ne-am făcut noi jocul greu, am luat un gol care putea să fie evitat, am mai acțiunile lor care au fost, au fost pe greșelile noastre și cred că până la urmă a meritat să ne calificăm mai departe. Felicit pe Recea pentru că au o echipă bună și le doresc succes în campionat. Ați reușit o dublă cu printr-un jucător adus de la rivala CFR Cluj. Se vorba de Coman. Nu e de la Riva, e de la un Cluj jucătorul ăsta. Astăzi e de la un Ce crezi că a făcut diferența în condiția în care ați reușit în inferioritate numerică în ultimele 20 minute să vă desprindeți? Eu cred că din punct de vedere tactic am stat mult mai bine, părerea mea și am dominat jocul, ne-am creat multe situații. Dacă reușeam să marcăm mai repede, cred că nu se punea problema până la final. Dar cred că am făcut un joc bun din punct de vedere tactic astăzi. Cât de mult a contat prezența în teren a jucătorilor cu experiență? Florescu, Giurgiu? Ei ne ajută mult de tot. Creierul echipei, ca să spun așa. Oamenii care știu să joace, știu să temporizeze, știu cum să verticalizeze și din punctul ăsta de vedere, cred că doi jucători foarte importanți pentru noi. E o victorie dedicată secundului tău care împlinește zilele acestea 40 de ani, Marius Șuler. Lui zic eu victoria, nu neapărat victoria. Eu de mult cu mine, îi mulțumesc pentru faptul că mă suportă, că nu sunt ușor de suportat. Victoria o dedic suporterilor lui. Ca ultimă întrebare, pe cine ți-ai dori să întâlnești ca adversar din divizia? Mă gândesc la meciul de la Pitești. Astăzi nu mă gândesc la altceva. Mă gândesc la meciul de la Pitești. După aia vom vedea. Îți mulțumesc. Cere. Romica Buia, un meci important astăzi la Baia Mare, un meci de cupă cu Universitatea Cluj. Da, eu zic că am făcut un meci bun, păcat că l-am pierdut, pentru că am avut numeroase ocazii. Dacă intram și la pauză cu 2 la 1, acea ocazie a lui Chin de singur cu portarul, cred că acolo era rezultatul. Și dacă eram puțin mai atenți când am fost în superioritate numerică, eram un pic mai atenți pe faza de apărare, duceam meciul pe lungiri și cred că puteam să ținem victoria până la final. Cel puțin în prima parte a jocului ați avut 3 ocazii clare de a marca. Da, nu pot să le reproșez nimic jucătorilor, și-au dorit, au avut dăruire, ne-am creat numeroase ocazii cu o echipă foarte bună. Ce să facem? Acum trebuie să ne odihnim, să ne revenim, pentru că sâmbătă ne așteaptă iar un meci foarte greu acasă cu Deju. Crezi că Universitatea Cluj este o echipă care să treacă mai departe în Cupa României? Nu știu, asta depinde cu cine vor cădea și ei. Depinde de ei, în ce stare vor fi la ora jocului, dar este o echipă foarte bună. Îți mulțumesc! Domnule Ioan Ovidiu Sabău, un președinte fericit care iată astăzi a trecut prin toate furcile caudine, reușind în final să vă impuneți și de ce nu deja să vă gândiți la un posibil adversar de primă ligă. Da. Calificare muncită, un meci echilibrat, tot respectul pentru adversar, cum s-a dăruit, cum a jucat, dar până la urmă a câștigat echipa mai matură, echipa mai valoroasă, care a știut să gestioneze foarte bine chiar și inferioritatea numerică. Și până la urmă s-a dovedit că avem jucători care pot să facă diferența în momentele grele și a fost într-adevăr un moment psihologic destul de greu pe care am reușit să-l depășim. Până la urmă, sigur, meci echilibrat, dar cred că a meritat calificarea. La scorul de 1 la 1, în 10 oameni, în ultimele 20 de minute, ați reușit să rupeți echilibrul și să încheiați partida cu scorul de 3 la 1. Da, și intervențiile foarte bune al lui Turbozancă, pentru că, de adevăr, au fost momente destul de grele acolo
și încă o dată mă bucur pentru că progresează foarte bine un portar tânăr, dar în același timp foarte matur, foarte echilibrat. Dar, sigur, nu numai el, mi-a plăcut foarte mult atitudinea echipei în inferioritate numerică. Repet, o calificare muncită și, până la urmă, și meritată. Fac foștii divizionare a diferența la echipa Clujana? Da. Și, sigur, ei reușesc în momentele critice, în momentele grele, să autodepășească. Acolo intervine maturitatea, experiența, valoarea lor. Și am încredere că și în meciurile grele, în meciurile importante din campionat, se vor mobiliza și vor reuși să ajute echipa să câștige și să avem continuitate în rezultate pozitive, însemnând, sigur, rezultate bune la Pitești, acasă cu Petrolul și încă un meci greu, consider eu, și la Mioveni. Cât de important este meciul din campionat de la Pitești în condiții în care vă aflați la egalitate de puncte și chiar sunteți vecini de clasament? Iar noi vom un pic să deblocăm situația în deplasare. Sunt totuși două deplasări în care am pierdut și eu cred că va fi o reacție foarte bună. Își vor dori foarte mult să arate că nu valoarea lor nu este cea din cele două meciuri, Târgoviște și Timișoara. Au valoare, trebuie să creadă mai mult în ei, dar un pic trebuie să lupte și să fie mult mai motivat și mai concentrat la meciurile din deplasare, pentru că acasă, într-adevăr, au făcut diferența și chiar echipa s-a comportat foarte bine. Și un pic de stare de spirit, cred că ar trebui mai mare un pic atunci când jucăm în deplasare. Dacă ar fi, o facem la Pitești. Dacă ar fi să optați pentru un adversar de Liga 1 în Cupa României ca viitor adversar, pe cine vi l-ați dori? Că nu mi-aș dori un adversar foarte puternic. Nu vreau să mergem mai departe. Și chiar poate să fie și în funcție de cum ne situăm în clasament, lotul pe care l-avem la dispoziție, starea de sănătate. De ce nu să ne gândim chiar undeva să ajungem în primele patru echipe. Dar luăm pas cu pas, poate să fie un obiectiv în parcurs. Dumneavoastră ați făcut parte din generația de aur și ați fost chiar unul dintre lorzii acelui lot. Care dintre actualii jucători ai universității credeți că se pliază pe profilul dumneavoastră? Întrebare grea. Dificilă, pentru că nu văd un jucător pe profilul meu. Și rolul pe care l-am jucat, nu văd un jucător în momentul de față. Sunt jucător de mare caracter, jucători care încă poate să ajute cei vorbi, aici mă refer la cei care au experiență, jucători care anul acesta consider că poate să ajute foarte mult echipa și eu le port un respect deosebit pentru că au fost mulți dintre ei formați aici la club și încă sunt foarte utili acestei echipe. Ca ultima întrebare, este această victorie dedicată și secundului Marius Șuler, care sâmbătă împlinește 40 de ani? Nu știu, întrebați pe Adi, eu mă bucur foarte mult că am reușit să ne calificăm. Mult succes și baftă în continuare! Vom încerca să creăm o simbioză între cele două discipline care vorbeam, fotbal și handbal, revenind cu acestea, pentru că simbioza este dată tocmai de prezența în studiourile Teleplus în această seară a domnului Loran Dilieș, președintele clubului sportiv Prodeans 2000. Bună seara, domnule Dilieș! Bună seara, bine v-am găsit! O prezență fascinantă pentru că, iată, domnia sa este o adevărată enciclopedie a dansului sportiv și de ce nu are și cu ce se mândri, pentru că vorbim de un club, Clubul Sportiv Prodeans 2000 Baia Mare, un club care, dacă nu greșesc, anul acesta se află la vârsta majoratului sau pășește spre majorat. Da, în perioada asta de luna octombrie, septembrie, octombrie, noiembrie, sărbătorim, e perioada care sărbătorim o vârstă de maturitate, 18 ani de activitate, din care mai bine de 14 ani eu am condus, eu am încercat să dezvolt organizația și, într-adevăr, cumva coincide vârsta asta de 18 ani cu faptul că reconstruim, rearanjăm structura școlii de dans. Deci chiar e frumos să pot să văd
generațiile cum au crescut în cadrul școlii de dans. Un an 2018 de excepție pentru Laurent Lilieș, pentru că, să spunem, dacă nu greșesc, că de vineri ai devenit pentru a doua oară tătic. Da, așa este. Sunt foarte mândru și e foarte fain. Un alt eveniment care se întâmplă în toamna aceasta, odată cu cele enumerate anterior. Da. Vineri s-a născut Mihai, băiețelul nostru mai mic. L-avem pe Eric, care are 2 ani și aproape 4 luni, și acum s-a născut Mihai. Și sunt frumoși amândoi. Mâine vine soția mea acasă și o să fim toți 4. Să-ți trăiască în primul și în primul rând. Mulțumesc. Și să, de ce nu, să sperăm că vor fi 2 dansatori de excepție. Va urma ca tătic și ca antrenor de dans sportiv să le cauți perechi la cei doi băieți. În primul rând aș dori, cu ocazia asta, dacă îmi permite, să mulțumesc sutelor de persoane care mi-au scris și ne-au urat felicitări și succes și tot multă sănătate. Mulțumim foarte frumos. Iar vis-a-vis de implicarea lor sau dorința lor, mai ales la Eric, că el deja are 2 ani și către dans, vreau să spun că eu nu am dorit ca ei să facă dans. Am zis că orice sport care lor o să le placă și o să dorească, eu îi susțin. Nu trebuie să fie obligatoriu dans, adică trebuie să fie ceea ce se placă. Și Eric, băiețelul mai mare, fiecare zi cere să se uite la oamenii mari care dansează. Oamenii mari care dansează sunt dansatori de top mondial, care de pe YouTube îi punem la televizor, care el a dorit, adică a văzut o dată că mă uitam eu de pe tabletă la un video și de atunci fiecare zi vrea oamenii mari care dansează și enumără toate stilurile de dans, le știe pe toate. Când aude muzică de tango, zice tango. Da, și foarte, foarte frumos dansează, se întoarce în cerc, știe că trebuie să sară la quick step. Deci e fantastic să vezi că doar uitându-se prinde dragul ăsta pentru dans. Și de ce să nu spunem, să aducem mulțumiri și corpului medical care... Da, deci soția mea de ambele ocazii a născut la Spitalul Județean și tot personalul de acolo, de care ne-am lovit noi sau cumva au intrat în contact cu noi, au fost foarte, foarte ok, foarte de treabă, bine pregătiți. N-au fost niciun fel de problemă, chiar mă bucur că sunt persoane implicate în domeniul ăsta. E chiar foarte important să oferim servicii de calitate la nivel medical. În ciuda acestei mari realizări, ai reușit să te împarți în acest weekend și spre una dintre competițiile importante. Ați participat și ați găzduit, ați organizat un seminar de pregătire cu 2 foști campioni naționali de înaltă ținută. Da, colega... De prieteni de-ai tăi din Oradea. Colega mea s-a ocupat, Carmen Sână, ea e responsabilă pe partea de latino, pe dansurile de dans sportiv latino, și a fost Istvan și Noemi tot din Oradea la noi. Istvan și Noemi tot, ei au fost la secțiunea latino când au dansat campion național. Au avut foarte multe perechi de top mondial și Istvan și ea arbitrează competiții internaționale peste tot în lume, iar el și nu numai și ea mai predau ocazional și în Rusia, unde nivelul de dans este foarte ridicat. Deci sunt 2 antrenori foarte buni pe secțiunea latino și colaborăm cu ei pentru pregătirea care o facem pe această secțiune. Să spunem că în această perioadă ei doi au mai fost la Baia Mare și v-au ajutat pentru că toate aceste eforturi, atât a voastre cât și ale lor, pentru a voastre din punct de vedere al clubului organizator, și aici mă refer la găzduire și alte aspecte, au ca finalitate prezența la campionatul național. Da, deci părinții și perechile înțeleg faptul că trebuie să se pregătească la modul serios, să investească mai mulți bani pentru pregătire, pentru ținute, pentru tot ce trebuie, pentru că vine un concurs important. La final de lună, în 29-30 septembrie, o să fie campionatul național de clase, aproape de noi, la Cluj-Napoca, și toate perechile se pregătesc pentru asta. Este prima dată din an că se reorganizează structura competițiilor naționale. Dacă de mulți ani se procedează așa că în primul weekend din martie este campionatul național de Open, da? În primul weekend din martie, acum
Ăla e primul weekend în care se merg la competițiile oficiale. Acum s-a mutat anul acesta, a fost prima dată că în primul weekend în care sunt competiții mai serioase este, de fapt ultimul weekend din septembrie, este campionatul național de clase. Deci s-au împărțit cele două campionate, o dată pentru perechile avansate în primul weekend din martie și ultimul weekend din septembrie pentru categoriile de clasă. Pentru că o pereche de care face dans de 3-4 ani probabil o să fie la o clasă, hobie, ceva de genul. Nu poate concura cu ăla care face dans de 12, 14, 16 ani, care e la o nivel de clasă. Și se emită pretenții de... Da, deci poate pot să danseze împreună, dar n-au nicio șansă reală de competiție. Sau prea practic două grupe valorice, sau să spunem două pachete valorice. Da, deci sunt clasele, s-au introdus clasele astea de precompetițional, debutanți precompetițional, și după aceea începe clasa hobby, E, D, C, B, A, super, clasa S. Și partea de open înglobează toate clasele, dar la open nu o să participe decât perechile mai avansate. Rare ori sunt câteva perechi mai puțin avansate care participă la acea categorie. Ei bine, acum în final de septembrie este campionatul acesta de clase la Cluj-Napoca, unde tot ce înseamnă clase, hobby, E, D, C, B, A, vor fi mai puțin clasă S, pentru că ei au campionatul din primul weekend din martie. Avem mai multe perechi, cred că 6 perechi o să participă în anul acesta. Unele perechi au avut forma foarte bună înainte de vacanță competițională, dar din păcate încă nu am reușit să convingem părinții să gestionăm mai bine vacanța competițională și au pierdut forma, fiind vacanță, concedii și așa mai departe. Și acum încercăm să reconstruim cât o mai rămas încă timp. Am început deja de câteva săptămâni și acum mai avem încă două săptămâni să îi readucem în formă. Sunt clasele de D12-13, D14-15, care avem două perechi bune și au șanse în finală sau pe podium sau chiar de locul întâi. De exemplu, la D14-15, Adrian cu Anca tot au câștigat acele competiții de D14-15 înainte. Avem șanse la B14-15, la clasă C14-15 avem 3 perechi. Deci categoriile astea un pic mai avansate, avem perechi bune. Acum să vedem cum s-au pregătit și alte perechi. A fost primul an, cum am zis, că nu a mai fost campionatul în octombrie sau noiembrie, ci l-au mutat în final de septembrie, care un pic aici încurcă, că perechile noastre s-au obișnuit să meargă la o competiție 2-3 ca să intre în formă. Și de obicei începeam... Sunt precum o locomotivă. Da, începeam un pic mai, să zicem, un 5-6, un pic nesigur, bun dansul, dar nesigur. După aceea trebuia un pic să băgăm în priză și ei se conectau mai bine cu competițiile participând la concursul și după la a doua, a treia, a patra competiție era tot mai bine. Vă avantajează acest calendar competițional pentru că este, știu, faptul că la fel ca și în alte discipline sportive și în dansul sportiv există competiții în prima jumătate a anului, urmează acea pauză de vară, da, de vacanță de vară, după care începeți din toamnă în forță. Începând cu septembrie, dacă nu greșesc, chiar cu data de 3 septembrie ați început și cursul. Da. De obicei, activitatea așa și începe. Vedeți, cum am zis, sunt concedii. În august multe concedii, iulie multe concedii. Și un pic asta va trebui să facem mai bine anul viitor, să gestionăm mai bine vacanța. Vacanța competițională, când ești în toamnă, să hop să fii în formă. Pentru că mutarea acestui campionat de clase, concurs important, mai devreme te împinge să trebuiască să fii acasă, august deja să fii acasă și atunci... Și să vorbim de reunirea lotului, să spunem, a echipelor, da, mai devreme. Mai devreme. Sau să încercați să alternați câteva antrenamente. O să vedeți că perechile care participă acum la campionatul de clase, perechile care antrenăm noi, acum o să fie bine pregătiți, pentru că noi din ce în ce mai bine dansează, o să fie bine pregătiți. Dar în 13-14 octombrie organizăm concursul în Baia Mare, Cupa Pro Dance, ediția noua, și o să vedeți că o să fie și mai bine pregătiți. Diferența aia de 3 săptămâni o să conteze foarte mult. Pentru că
Ei bine, cum am zis, trebuie concursuri, vedeți, sunt și în celelalte sporturi, concursuri amicale, de pregătire, trebuie un pic să intri în formă. Însă de același lucru se vor lovi și alte cluburi. Da. Această sincopă se va regăsi și la alte cluburi. Am vorbit cu anumiți antrenori, încercăm să-i invit pentru a arbitra la Cupa ProDance în 13-14 octombrie, dar și ziceau mai mulți dintre ei că sunt în pregătire, în cantonamente, plecați undeva. Cum a rămâne văzut fiecare cum au gestionat perechile. Un seminar extrem de important în condițiile în care, iată, România, dacă nu greșesc, în 2016 a reușit să devină campioană europeană la aceste dansuri latino. Da, România deja... Deci este un segment extrem de important și pe care se pune accent. România, la partea de dans sportiv, deci, eu zic, din fericire, deși nu este o finanțare foarte bună, părinții fac cea mai mare parte a finanțării și probabil asta e și cumva succesul, că e finanțare privată, nu e dată de autoritățile locale sau de altfel, ei cofinanțează prin susținerea diferitor proiecte, per exemplu, cupa care organizăm noi, costă undeva un 10.000 de euro plus minus și de la Consiliul Local am obținut finanțare pe câteva puncte, de exemplu sonorizare parțial sau cupe parțial de la Consiliul Județean și acoperă, să zicem, un 10-15% din costurile care sunt pe concursul respectiv. Dar tot ce înseamnă pregătire sau mare parte a pregătirii de-a lungul timpului și nu vorbim de un eveniment sau două pe an, cât susțin sau ajută un pic Consiliul Local, Consiliul Județean, ci mare parte a pregătirii pe an este susținut de către părinți. Deci putem zice că este o investiție privată, nu? Este în spate, este un investitor, părintele investește în propriul copil. Da. Da. Cum putem să vedem la Simona Halep, în tenis. Da, în tenis, în care părintele a investit 10.000 de euro probabil, mult timp, multă muncă, mult efort și a susținut turnele în Statele Unite exact. În proprii. Exact. Au venit împingând propriul copil în față și se vede. Simona Halep este lider mondial în tenis și este o jucătoare de top mondial care intră în istorie în tot ce înseamnă tenisul feminin. Ei bine, în dansul sportiv avem în Baia Mare pe Rednic Paul, care este fost campion mondial, adică din primele generații care au fost aici din Baia Mare de când am venit eu în 2004, 2005, 2006, au crescut și eu au ajuns să facă treabă bună. Vlad Florin a deschis școala de dans în America. Rednic Paul, cum am zis, este campion mondial la sub 21 de ani și la tineret. La tineret, pardon, și vicecampion la sub 21 de ani. Avem perechi bune care au fost în topul mondial, cum este Rusnea Caliscu, Soponar Rareș și au fost în anii în urmă la tineret în top mondial, adică au fost locul 1 în ranking listul de tineret. Deci, și mai sunt Suciu Bogdan, Lungdinu și alții care de-a lungul timpului din primele generații care s-au ales dintre sportivi, care s-au format, au adus rezultate foarte bune. Și acum vin celelalte rezultate, dar asta există nu pentru că a fost o susținere din partea autorităților locale sau județene, ci acea finanțare privată care vine de la părinte, din dragostea pentru copil, pentru o bună educație, pentru o dezvoltare a lor. Ei bine, vedeți că se vede și ei merg înainte. Și o susținere privată care a venit spre un club serios. Pentru că niciun părinte nu cred că investește în neant, doar că există ca și club sportiv. Da, aici, aveți o carte de vizită, aveți un nume, 18 ani de muncă în spate. E ceva, da. Eu mi-am dorit tot timpul, încă de la bun început, când eram mai tânăr, mă simt bine tot tânăr, mă simt, dar și mai tânăr. Mi-am dorit tot timpul ca ce dăm mai departe să fie valoros și ce dăm mai departe să fie la un nivel în care să nu blocăm perechile. Am simțit de la antrenorii care am avut, fără să vreau să vorbesc de rău de nimeni,
că uneori nu dau maximum și atunci am dorit să dau tot ce am mai bun și să oferim pentru perechile respective maximul care să dea la o dezvoltare. Și s-a întâmplat. Asta indiferent că am făcut-o în postura de antrenor sau ca și manager, am adus antrenor foarte bun, campion mondial. Faptul că ai posibilitatea să intre în contact cu antrenori care au idei bune de comunicare, de sugestii tehnice sau așa mai departe, e valoros pentru că tot timpul te inspiră sau tot timpul te ajută să te miști de pe loc. Vom lua din păcate pentru invitatul nostru de această seară un scurt moment de publicitate, urmând să reluăm discuțiile cu domnul Laurent Dilieș. Natürlich. Transformă-ți casa în căminul perfect. Alege din sute de articole de mobilă și decorațiuni la prețuri avantajoase. Mobilă cu stil pentru casa ta. Natürlich. Mobilier und decorațiuni. În Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu 163, în fostul complex Ambient. Ne găsiți în Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora. FIC, broker agent de asigurare SRL, vă oferă ieftin și rapid următoarele servicii. Înmatriculare auto, de la contracte auto, programări și pregătirea dosarelor pentru înmatriculare. Asigurări de orice tip, RCA, casco, locuință, călătorie, viață. În Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora. În fiecare zi, 7 zile din 7, de la ora 10 la 22. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim, o vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei. Ce înseamnă să nu te poți bucura de minunile vieții? Ce înseamnă să nu te poți bucura de desenul copilului tău? O viață trăită în întuneric merită schimbată. Cu ajutorul doctorilor specialiști, cu aparatură de ultimă generație, la Clinica Vitreum, vreau să încerc o schimbare. Cu ajutorul chirurgiei refractive, am reușit să scap de ochelari, operație care a durat 5 minute. Dăruință, tehnologie, performanță. Într-un cuvânt, oftalmologie. La Clinica Vitreum. V-ați ales deja locația pentru nunta voastră de vis? Dacă nu, aveți un motiv în plus de decizie. Magus Hotel și Tui Travel vă oferă cadou de nuntă. Pentru fiecare nuntă rezervată pe anul 2018 și 2019, primiți o excursie romantică în Veneția. Dacă vi se pare incredibil, mai aveți încă o surpriză. Tui Travel și restaurant La Gourmet vă mai oferă două vouchere pentru luna de miere în valoare de 50 de euro fiecare. Pentru detalii și informații suplimentare, vă așteptăm la Hotel Magus din strada Dura numărul 4, Baia Mare. Bine ai venit la Hotel Magus! Camere confortabile, interior elegant și o echipă prietenoasă și bine pregătită. Hotel Magus potrivit pentru o vizită de relaxare sau de afaceri. Sala de conferință este echipată într-un stil clasic cu dotări moderne și are o capacitate de 100 de locuri. Hotel Magus. Simte diferența!
Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262 274 508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Am început anul cu atenție sporită pentru ochii tăi. Echipa Vista Vision continuă cu aceeași grijă și toamna aceasta. De aceea, până în 30 noiembrie, poți să renunți la ochelari cu numai 1000 lei per ochi cu ajutorul intervenției cu laser tehnica PRK. Scapă de ochelari în clinica Vista Vision. Programări la 0800 84782. Vista Vision, rețeaua europeană de clinici de oftalmologie. Pentru noul an școlar, magazinul Compact te așteaptă cu toate rechizitele de care ai nevoie. Ghiozdane, penare, caiete, creioane și carioci, dar și o gamă variată de instrumente muzicale. Toate le găsești la magazinul Compact. Vă oferim și rechizite pentru școală de la branduri renumite. Magazinul Compact, în Baia Mare, pe Bulevardul București, numărul 5. Cum vă promiteam, am revenit în studio cu invitatul nostru din această seară. Este vorba de Loran Dileș, președintele clubului sportiv ProDance 2000 Baia Mare, un club de tradiție, un club care și-a făcut un nume și un renume. Domnule Loran, la jumătatea lunii septembrie, acestei luni, un nou workshop, Kizomba cu Raul și Denis de la Passion Salsa din satul Mare. Da. Pe tot ce înseamnă dansul, fiind o activitate, să mă exprim așa, foarte îndrăgită în general, avem și latura de sportul, de performanță, care sub formă de dans sportiv, în care ne pregătim în principiu pentru competiții și avem o pregătire sportivă și cine nu crede că este sport, trebuie să încerce să vadă cum duci dans după dans, mai ales un vals vienez, un minut jumate. Numai să ții mâinile, este sport de performanță. Dar să participi la o competiție de 10-12 ore. Da, 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 la o competiție mai lungă, dansezi mai multe dansuri în calificări, deci e sport de performanță. Chiar am zis că, acum ca o paranteză scurtă, ca să fac mișcare, pentru că după ce te oprești să dansezi, nu, mai pui kilogram pe tine și să faci mișcare, am zis că trebuie să am activitatea mea săptămânală. Și pe lângă lecțiile care predau, de obicei miercuri seara, după 10, mă duc cu băieții la un fotbal. Păi, mie mi se pare că cei băieții de acolo sunt cam slab pregătiți fizic, adică chiar nu mi se pare mult o oră să alerg una într-una. Și la 10 seara. Da, la 10 seara, da. Mai ales dacă mă duc încălzit, că am avut lecții înainte, este așa ușor. Încheind paranteza, pe partea de social, pe partea de timp liber, avem un program foarte fain, avem deja grupe începătoare, să știți că am început un curs nou acum în 3, a fost prima grupă și acum 11, a doua grupă și este o grupă plină, adică vin foarte mulți adulți care vor să se simtă bine și să socializeze și să învețe să danseze mai profesionist un pic sau mai bine, să zicem așa. Mulți zic că merg la diferite evenimente și li rușine să se ridice că nu știu foarte bine să danseze și vin la noi și se simt foarte bine. Iar avem o grupă de intermediari și avansați pentru care avem un program special frumos făcut, un workshop de kizomba cu cei din satul mare, cu care avem o colaborare mai lungă deja de ceva timp și se conturează și o să avem cu o zi înainte de concursul nostru din octombrie, deci în 13-14 octombrie, o să avem și o pereche de invitați din Cluj-Napoca. Deci satul mare s-a dezvoltat foarte bine pe partea de dans de social înainte de Baia Mare și Cluj-Napoca înainte de satul mare. Deci cumva s-a dezvoltat foarte bine ambele și încercăm să aducem antrenori cu experiență și de acolo ca să ne dezvoltăm și noi. Un băiemărean Bogdan are de la Cotiso, are școală de dans în Cluj și e una dintre cele mai bune școli de dans pe partea asta de social din toată România. Și el este băiemărean. Ocazional mai vine la noi să predea
și vine în vizită la bunica, în sensul că are și copil mic, și la mama vine și se bucură de fiecare dată că îl reinvităm să împărtășească experiența lui și la noi. Vorbim de kizomba, care, din ceea ce am citit, pare a fi cel mai popular dans al momentului. Da, e foarte apreciat că combină cumva un pic tangoul, tango argentinian, câteva ritmul latino, e o chestie foarte faină și ca și ritm, ca și diferență de ritm, ca și momente, e foarte apreciat așa pentru dansatorul non-profesionist sau dansatorul care nu face dans sportiv de performanță, este foarte captivant. Pentru cel care face de performanță, e ușor de învățat și e foarte fain, arată foarte bine oriunde te duce. Trebuie să spunem că voi ca și club promovați aceste tipuri de dansuri, pentru că lumea neinițiată le știe pe cele clasice, tango, vals, pe când voi vă axați și pe kizomba, vă axați și pe dansuri populare, chiar aveți o serie de acțiuni cu ceea ce privește pregătirea mirilor. Da. Deci aveți tot felul trebuie de văzut următorul lucru, că noi am pornit la bază cu dansul sportiv și suntem, eu de exemplu, sunt specializat pe partea de standard în dansul sportiv. Antrenor de performanță pe partea asta. Dar, ca să ne susținem activitatea, să putem plăti cheltuielile lunare care sunt și să ne susținem activitatea și să putem trăi, am fost nevoiți să ne diversificăm activitatea. Chiar în 2012, când am intrat într-un faliment nedeclarat în urma organizării competițiilor internaționale în care am adus mai mulți campioni mondiali în Baia Mare, care ne-au împins pe o parte în față și pe o parte în spate, pe partea financiară, am fost nevoiți, am înțeles atunci că trebuie să ne diversificăm activitatea și să ne adresăm mai populației largi, dacă poți să mă exprim așa. Da. Și am venit așa, pentru partea de copii am făcut o chestie ușoară care să fie pentru începător ușor de făcut, de gustat, de prins dragul de dans. Și de acolo selectăm viitorii campioni. Avem pentru copii foarte începători, primul nivel, după aceea perechi foarte începătoare, după perechi un pic mai avansate și mai avansate, 4-5 nivele pentru copii. Pe partea de adulți începători vin, învață, cursul de începători e gândit să înveți, să știi să dansezi. Adică mergi la o nuntă, învați să știi să dansezi. Un dans popular să știi să dansezi, doar ești din Maramureș. Adică tu, maramureșan, mergi undeva la o nuntă, oriunde ar fi și nu știi dansul popular. Dar te lauzi că ești maramureșan. Da, dacă te lauzi. Trebuie să știi roatele, trebuie să știi anumite dansuri populare, trebuie să știi. Dansurile astea care sunt la modă, salsa, bachata, la nivel de începător, și mai e jag, care din dansul sportiv e foarte bun pentru mișcare și interesant ca și ritm, din familia rock, twist, vine și jive-ul. Iar la nivel un pic mai avansat se învață kizomba și se aprofundează mai mult partea asta de salsa și bachata. Mă bucur să văd că și aici s-a dezvoltat o comunitate foarte bogată de dansatori latino. Sunt petreceri în care participă peste 100 de dansatori din Baia Mare și câteva localități din zonă și atmosfera e foarte faină, adică nu mai vezi pe oameni mergând la diferite localuri din oraș, ci merg și pe partea asta de social, se simt foarte bine și dansează. Și să nu uităm faptul că voi participați la o serie de acțiuni și chiar aveți acțiuni importante într-un an calendaristic la care vă participați sau sunteți invitați, inclusiv cele cu scop caritabil. Da, ne-am dorit tot timpul, pe o parte, trebuie să fim o asociație, organizație, dacă vreți, care să fie activă și prezentă în comunitate. Mă gândesc așa, la ce folos să finanțez, indiferent că vine din zona privată, de la părinte sau locală, un campion care nu-l vezi. Eu cred că acel campion trebuie să-l vezi, trebuie să dea mai departe, să fie un exemplu pentru comunitate, să se implice în tot ce înseamnă latura caritabilă, desigur pe măsura timpului și a resurselor, dar trebuie să faci asta, adică trebuie să fie o organizație implicată, o organizație activă care ești prezentă în comunitate. Și asta am încercat să facem. Pe o parte, pe parte de performanță, să avem rezultate sportive, pentru că așa se cântărește, medalii se cântărește performanța sportivă, medalii obținute, da?
dar totodată să reîntorci comunității prin diferite participări la diferite evenimente. Pe cealaltă parte, sportul de masă pentru copii, de acolo e baza de selecție. Noi nu trebuie să mergem către alții, trebuie din copiii noștri, din copiii noștri, din comunitatea noastră să selectăm viitorii campioni. Ce mândrie când tu, Băimărean, aduci medalii internaționale, medalii de titlu european sau mondial, aduci în Baia Mare, e o chestie fantastică. Și cu atât mai importante sunt aceste rezultate, cu cât voi aveți de luptat și cu oarecare concurență. Să nu uităm că Baia Mare deocamdată încă mai trăiește din sport. Și mă refer din handbal, mă refer fotbal, rugby. Deci oferte există pe piața băimăreană. Da. Iar voi trebuie să aveți pârghiile necesare pentru a atrage pe copii, pe anumiți copii spre dans. Da, noi asta am încercat și asta și ne străduim să facem, să fie dansul printre sporturile, printre primele trei sporturi acolo, asta e obiectivul meu și ca și manager de data asta îmi doresc să se întâmple într-o zi asta, să fim apreciat și recunoscut între primele trei sporturi din Baia Mare. Atât ca și performanță sportivă și, atenție, Baia Mare are campion mondial la dans sportiv și sunt mulți sportivi care au fost campion național. Rusneac Alice, Soponar Rareș Rusneac Alice a fost, cred că, 6 ori campion național și sunt alți sportivi care au fost campion național și la nivel de copii, și la nivel de tineret, și la nivel de junior, și la nivel de adulți. Iar ca și număr de sportivi legitimați este în creștere. Baia Spree contribuie foarte bine, este club Mediu Monte acolo, care foarte bine contribuie la dezvoltarea dansului. Lung Dinu, Aluaș Dinu, care el a crescut la noi, are în Șâmcuta școala de dans deschisă și e bine, așa se dezvoltă dansul în regiune și în Baia Mare încerc după perioada aia când a fost 2010, 11 și 12 concursurile alea internaționale care le-am organizat și după aia am trecut la concursuri zonale și naționale pentru ideea de a multiplica evenimentele, dar mai mici, ca să nu fie greoaie și a fost și o perioadă de 3 ani în care a trebuit să ne revenim. Acum e momentul de a crește din nou un concurs internațional pe an, un concurs național, iar încă 2 zonale. Deci 4 competiții să fie organizate aici în Baia Mare sau lângă Baia Mare. Baia Spree, Șomcuta, se poate. Și atunci asta, prin puterea exemplului, se dezvoltă domeniul. Și să spunem că în dansul sportiv obții foarte greu aceste categorii pentru că trebuie să asiguri un fundament la aceste competiții. Da. O competiție națională nu poți organiza decât cu un anumiți arbitri calificați, cu anumite tarife, taxe de... Dacă o iau numai așa pe sală, deci regulamentul Federației Române de Dans Sportiv mai nou zice... trebuie să fie... Da, mai nou zice că trebuie să ai undeva la 400 de locuri asigurate pentru un concurs național. Ei bine, nu sunt multe țări din Baia Mare care oferă 400 de locuri. Sala sporturilor oferă 2000, nu, 1000 și ceva către 2000 și în rest celelalte săli sunt mai micuțe. Sunt câteva locuri pe margine, dar nu cred că sunt ca 400. Dar trebuie să iei în calcule pe aceste săli că sunt și competiții. Da, sunt și competiții. Foarte multe și... Deci Baia Mare, din punctul meu de vedere, ar trebui să muncească la segmentul ăsta de a investi în infrastructura sportivă, pentru că Baia Mare nu este un oraș foarte bogat, dar totuși sunt foarte mulți care fac sport. Așa cum bine ați menționat mai devreme, în zona de sporturi, începând de la fotbal, handbal, volei, karate, da, indiferent de ce stil de arte marțiale, dans sportiv, șac și toate, deci sunt foarte multe zone de sport care se practică. Și cred că asta e cea mai importantă problemă, să ai o infrastructură pe o parte și pe după aceea să investești în sportul respectiv, pentru că crești copii și tineri sănătoși care altfel își folosesc zona intelectuală și ca și atitudine, ca și personalitate, altfel se dezvoltă și atunci alt viitor avem, alt viitor, nu? Așa, pe asta trebuie să construim.
Și atunci eu cred că pentru Baia Mare ar fi cazul să investească. În ultima vreme nu prea am văzut, în afară de sala de sporturilor care un pic s-a reamenajat, nu s-au făcut investiții. Chiar deopotrivă, tot ce înseamnă atletism, unde să alergăm? Un proiect interesant la care v-ați înhămat în această vară este găzduirea, organizarea în premieră a Festivalului de Dans în Stradă. Un proiect foarte frumos. Trebuie să precizăm că am susținut. Organizarea a fost făcută de către Ioana Răduț, ea a luat inițiativă, ea a avut ideea asta să ducem dansul în stradă. De fapt, și v-ați pliat la ceea ce înseamnă Baia Mare, capitala tineretului din exact, România. Exact, ea era în proiectul respectiv, a apelat la toate cluburile pentru a găsi susținere. Noi am considerat că trebuie să susținem, chiar am ajutat să deruleze activitatea cât mai bine. Colega mea, Dorina Fărcaș, ea a mers pe partea de social și a adus lume. Eu am predat partea de dans sportiv, mai exact partea de vals. Și eu cred că evenimentul pentru prima ediție, pentru Ioana că a pus suflet, a fost bine organizat. Desigur, acum se duce la un alt nivel, se poate, dar trebuie continuat proiectul. Eu sunt de părere că orice proiect valoros trebuie construit pas cu pas. Pentru că ne mai despart puține momente de final acestei emisiuni, o să vă rog să detaliați mai pe larg ceea ce se va întâmpla la jumătatea lunii octombrie, unde cu siguranță vom realiza o nouă emisiune despre ceea ce înseamnă... Da. Cum ziceam, e important să avem competiții importante organizate în Baia Mare sau în regiune. În Baia Mare, acum e următoarea ediție de Cupa ProDance, care de data asta o să fie cu participare internațională. Asta înseamnă că vom avea minim 3 țări participante cu arbitrii naționali, adică peste 250 de km trebuie să fie arbitri, deci o să fie mai mulți arbitri din București, Timișoara, Arad, Oradea, deci din Sibiu, da? Târgu Mureș, deci practic o participare foarte bună și din regiune în zona internațională. O să avem undeva la 40 de categorii, 40 de categorii diferite de vârstă, începând de la foarte începători la avansați, foarte avansați. Pe o zi, pe sâmbătă, în 14, o să fie în 13 este sâmbătă, o să fie mai consistent tot ce înseamnă pe partea sportivă. Peste 200 de perechi estimez că vor participa. Așa, și pe lângă acest eveniment o să fie atașate evenimente, workshop-uri de social, o să mai fie evenimente pentru perechile de performanță, workshop-uri pentru perechile de performanță. Am vrea să facem și câteva ieșiri în aer liber, dar cred că deja o să fie un pic rece în zona aia de octombrie. E păcat că vara nu se pot organiza mai multe evenimente de acest gen, că lumea pleacă în concedii, că vara e frumos și se poate duce dansul foarte frumos în aer liber. Și mai vreau să menționez faptul că susținem sau un prim concurs zonal în Șomcuta Mare. A luat Știnu de la Shelby Dance, organizat la inițiativa, a mers către Federația Română Dans Sportiv, a organizat un concurs zonal acolo. Persoana care se ocupă a fost foarte rău intenționat, așa părea la început, a vrut să blocheze proiectul. Am insistat foarte mult și conform regulamentului am putut să organizeze și am reușit deblocarea proiectului și în noiembrie o să avem un concurs zonal organizat de Shelby Dance în colaborare cu noi. Și, ei bine, avem așa, în primul weekend din octombrie, concurs zonal în Baia Sprie, organizat de către Mediamonte. La o săptămână după avem Cupa ProDance organizat de către ProDance 2000. Și în noiembrie, mijloc de noiembrie, nu mi-aduc aminte data exact, 14-15 parcă, o să fie cel din Șomcuta. Deci două zonale și un concurs cu participare internațională. Deci trei concursuri în două luni aici. Deci putem zice liniștit că octombrie-noiembrie aducem dansul sportiv în Baia Mare și Maramureș. Vorbim de Baia Mare, o capitală a dansului sportiv. Cel puțin așa putem zice.
nu numai sună bine, așa și este, că vin mulți la noi și Baia Mare deja s-a așezat bine pe harta României pe partea de dans sportiv. E important să continuăm aceste proiecte și să dezvoltăm aceste proiecte. Domnule Loran Dilieș, vă mulțumesc pentru prezența în această seară. Mulțumesc și eu. Peste mai puțin de o lună vă invităm din nou în studiourile Teleplus cu tolba plină de evenimente, pentru că, iată, spuneam, 13-14 octombrie, Cupa ProDance 2000. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mulțumesc invitatului meu din această seară, președintele clubului CS ProDance 2000 Baia Mare, domnul Loran Dilieș. Vom continua cu alte două subiecte, ne vom raporta la lumea handbalului, pentru că aseară echipa feminină de handbal CS Minaur Baia Mare a pierdut cu scorul de 25-23 partida cu Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. Haideți să-l ascultăm pe Costică Buceschi, tehnicianul echipei Băi Mărene. Costică Buceschi, un meci foarte greu, lipsit oarecum și de șansă. Iată că ați pierdut în ultimele 4 minute, să spunem. Da, am pierdut în ultimele 4 minute. Cred că diferența a făcut și faptul că Vâlcea are mai multe jucătoare valoroase, a reușit să le odihnească. Glicu a intrat chiar în ultimele 5 minute și s-a făcut datoria, a dat un gol și o pasă de gol. Au fost câteva greșeli de arbitraj pe final, aceleași greșeli care ne-au scos mingea din poartă și la Brăila, aceleași greșeli care ne-au redus numărul de puncte pe care trebuia să-l avem. Asta este, mergem înainte, așa cum am spus și suntem o echipă prea mică și cred că lucrul ăsta nu le convine echipelor care se bat la medalii. Noi încercăm să câștigăm numai pe teren. Sper din tot sufletul să reușim să strângem rândurile, pentru că joi avem o etapă foarte grea la Roma și trebuie să fim cât mai lucizi și cât mai apți ca să putem să ne batem și cu Roma. Ce crezi că v-a lipsit astăzi pentru a obține victoria? Un pic de șansă. Poate încă una, două jucătoare la nivelul primelor șase. Care este obiectivul declarat? Obiectivul declarat este același, indiferent de câte victorii vom strânge, plasarea deasupra liniei care le duce la baraj, cât mai sus e cât mai bine, dar e greu. Vom vedea. Noi încercăm să ne clasăm undeva de la locul 10 în sus. Sperăm din tot sufletul să rămână fetele sănătoase și să ne putem îndeplini obiectivul. Florentin Pera declara că Baia Mare poate fi o nucă tare pentru marea majoritate a echipelor, doar 3 sau 4 echipe vor putea pune probleme aici echipei pe care o conduci. Da, mulțumesc pentru aceste cuvinte, dar pentru mine nu au foarte mare însemnătate, pentru că astăzi Vâlcea nu trebuia să câștige și cu asta am spus tot. Dacă suntem o echipă atât de bună, ar fi trebuit să ne lasă să jucăm și aici, la Brăila, și să ne lasă să jucăm pe teren, așa cum este normal și cum ar fi corect. Un public excepțional și în această seară. Mă bucur foarte mult, am regăsit publicul care mi-a lipsit mie în special. O mare parte dintre fetele astea n-au jucat cu o sală atât de vulcanică. Îi așteptăm în continuare la următoare meci, pentru că avem nevoie de ei, suntem o echipă în formare și pentru a ajunge din nou acolo unde ne dorim toți, și noi și ei, trebuie să treacă un pic de timp, să avem răbdare și să ne ajute cât pot de mult. Îți mulțumesc și mult succes! De la sportul de performanță vă invit la ultim subiect, cel al sportului de masă, pentru că sâmbătă a avut loc campionatul de mini-fotbal interpenitenciare, organizat de către penitenciarul Baia Mare cu sprijinul Sindicatului Național al Lucrătorilor din Penitenciare Filiala Baia Mare, Asociația Sportivă Fortuna, respectiv Asociația Internațională a Polițiștilor din România, Filiala Baia Mare. Haideți să vedem o competiție adjudecată de penitenciarul din Baia Mare, locul 2, cel din Satu Mare, în timp ce locul 3 a fost amanetată de penitenciarul Gherla. Un ultim interviu, Iulian Țiple, reprezentantul penitenciarului Baia Mare. Eu pun punct aici emisiunii Sport Plus. Vă doresc o seară cât se poate de plăcută. Toate cele bune. La revedere! Domnule colonel Iulian Țiple, un final de săptămână extrem de important și încărcat pentru dumneavoastră, pentru că, iată, în aceste zile la Baia Mare găzduiți o competiție rezervată unităților de profil din arealul Transilvan. Da, este vorba despre competiția Toamna Baimăreană, așa se vrea numi. Este o competiție de reciprocitate între cele 7-8 penitenciare.
din păcate echipa beneficiară de Oradea nu a reușit să vină, însă se vrea a fi o competiție pentru socializarea membrilor lucrătorilor de penitenciare. Sunt înscrise în această competiție 7 echipe, penitenciarul Baia Mare cu 2 echipe, penitenciarul Spital Dej, penitenciarul Gherla, penitenciarul Satul Mare, Târgu Mureș și să nu uităm și penitenciarul Bistrița. O competiție care a început în acum 4 ani, suntem la 4-a ediție. De asemenea și celelalte echipe participante au organizat astfel de competiții, în speță Bistrița, Gherla, Satul Mare, dar la începutul anului. Acum a venit și rândul nostru, dintre cele 7 echipe sperăm să fim câștigători, suntem în grafic, suntem pe primul loc în grupa a doua, sperăm să avem rezultate, să ne calificăm în finală și să luăm titlul măcar aici. Am mai avut un succes la Oradea în primăvară, sperăm ca și aici să luăm locul 1. Este interesant faptul că fiecare dintre instituțiile penitenciarele din arealul Transilvan găzduiește câte o etapă, deci vorbim de un circuit. Da, de un circuit în fiecare an, cum v-am spus adineori, Bistrița a organizat la nu mai puțin cunoscută bază sportivă de la Băi de Figa, Dejul la cea de la Toroc, unde bineînțeles beneficiază și de piscină și de agrement. Noi, din păcate, trebuie să o facem aici în oraș, unde este și baza sportivă. În schimb, nu avem piscină pentru a fi mai deschisă competiția. Un fotbal de calitate la această competiție, foarte mulți sportivi tineri și de ce nu fost practicanți de fotbal? Categorii. Sunt jucători chiar de la echipele reprezentative a județului, atât din Maramureș, din Cluj, de la Satul Mare, jucători care au jucat chiar în Liga a doua. L-amintim aici chiar pe Rebegea, putem să le amintim de la Satul Mare, de la Baia Mare a jucat Zaharia, sunt câțiva restul, în cealaltă echipe, majoritatea practicanță ai fotbalului de mici copii prin ligile 4 și 5 județene. Cine vă susține în acest demers? În principiu avem o asociație sportivă înființată acum 10 ani în cadrul penitenciarului, se zice Fortuna. Sindicatul, avem și filiala de sindicat a Băie Mare, a lucrătorilor de penitenciare aparținând penitenciarului Baia Mare, cât și Asociația Internațională a Polițiștilor, așa numită IPA Maramureș, regiunea 5. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumesc și eu!